Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cât timp ar trebui să cunosc viitorul partener înainte de căsătorie? Cam cât ar fi recomandat? Luni, ani. Depinde de multe împrejurări. Noi nu recomandăm ca perioada de curtare, așa se numește, de prietenie, să dureze exagerat de mult. Atât cât este necesar ca să organizezi o nuntă și, bineînțeles, atât cât este necesar să-ți dai seama dacă te, te căsătorești în Domnul. La consilierile premaritale, primul lucru care îl spun tinerilor este că nu există compatibilitate. Este un mit. Sunt consilieri care dau teste de compatibilitate, să vadă dacă sunt compatibili. Nu sunt. Nu avem aceleași gusturi, n-am trăit în, aceleași, în același mediu. Compatibilitatea e un proiect de viitor în dragoste. Devenim din ce în ce mai compatibili. Ne învățăm gusturile, ne dăm unul după celălalt, ne învățăm obiceiurile, pe unele încercăm să le schimbăm, cu altele ne obișnuim și aia e perfecți nu vom fi niciodată, dar tindem spre perfecțiune, ne ajutăm unul pe celălalt să devenim mai buni. Este datoria fiecăruia să-l facă fericit pe celălalt, nimeni nu trebuie să se căstorească ca să fie făcut fericit. Fiecare se căstorește ca să-l facă pe celălalt fericit. Pentru că fericirea ta nu este atunci când te face ea sau el fericit, ci când îl faci tu fericit sau o faci tu fericită. E o mai mare fericire să dai un cadou soției tale și să o vezi cum se bucură, decât să primești un cadou de la ea. Și se potrivește și invers. De ce nu recomandăm mult timp? Din două motive. În primul rând, pentru că se creează o familiaritate care poate duce la intimitate. Și nu se recomandă lucrul acesta. În al doilea rând, datorită faptului că cu cât vă studiați mai mult unul pe celălalt, începeți să vă vedeți niște defecte normale, le spun eu, și nu o să vă mai căsătoriți. Dacă ai impresia că fata de care ești îndrăgostit este perfectă, te înșeli. Dacă ai impresia că băiatul de care te-ai îndrăgostit este perfect, te înșeli. Acum, dacă e o poamă rea, unul dintre ei, avem căi prin care să le cunoaștem reputația, să aflăm cam pe unde au umblat și ce au făcut. Și luăm decizia dacă riscăm sau nu. Recomandarea mea este să dureze un timp, dar nu exagerat de mult. Nu pot eu să spun acum două luni, trei luni, cinci luni, șase luni, un an. La mine a durat 2 ani de, la, de când ne-am întâlnit până la nuntă, dar asta pentru că un an jumate am fost în armată. Nu puteam să mă însor în armată. Am voie să merg la clase de dans ca hobby și la sport? Nu. A treia întrebare este despre anturaje. Ce să facem cu anturajele care ne dau înapoi spiritual? Evită-le. Caută anturaje care te cresc spiritual. Un proverb spune, cine se aseamănă, se adună. Dacă vrei să crești spiritual, asociază-te cu oameni care te ajută să crești spiritual. Și depărtează-te de oamenii cărora le place numai joacă, glumă, distracție și nimic duhovnicesc. Care este diferența între baticul cu colț și cel fără? Păi unul are colț și unul n-are. Dar ăla care a dat jos colțul urmează să mai dea jos câțiva centimetri și încă câțiva centimetri, că cu colțul a început. Și îl taie până nu mai rămâne nimic de el. A posta fotografii pe rețelele de socializare este după voia lui Dumnezeu, depinde ce fotografii. Eu cred că prezența creștinilor pe rețelele de socializare cu fotografii decente, bine alese, care să arate o alternativă a ceea ce postează lumea, ca să nu se umple rețelele de socializare doar cu mizerii, să se vadă că sunt și familii cu minți decente, oameni serioși e de bun augur. Eu am platforme, nevastă mea nu are niciuna. A zis că am eu destul și pentru ea. Cum pot să fac ca soțul să stea mai puțin pe telefon și mai mult împreună? Sunt trei metode. În primul rând, fă în așa fel ca timpul pe care îl petrece împreună cu tine să-i se merite și să fie mai plăcut decât timpul pe care îl petrece la telefon. Dacă nu lucrează, ascunde-i telefonul. Dacă nu lucrează, spune iubitule, te rog, în telefon, Și dacă nu lucrează, plângi un pic. Vaită-te. Spune-l la părinți. Deci este o atrocitate să fi lângă iubita vieții tale și să prefer telefonul. E, e de neconceput, este, este o insultă majoră. Dacă, dacă, dacă vine la mine o soție și îmi spune că bărbatul stă la telefon și se uită la ea, îl pun să mănânce telefonul. Nu există așa ceva. Cum adică? De -aia, și invers, bineînțeles. De aia te-ai căsătorit cu ea sau cu el? Să stai, păi puteai să stai singur. Stăteai la telefon, te însurai cu telefonul, te măritai cu telefonul. De neconceput așa ceva. De ce pe vremea lui Isus erau haine lungi la bărbați și femei, iar acum pe vremea noastră bărbații poartă pantaloni? de -aia. Știu eu de ce. Dar și atunci era o diferență între hainele bărbătești și hainele femeiești. Și în vremea aia era interzis, era o diferență. Te uita la portul lor, la îmbrăcămintea lor și știai care e bărbat și care e femeie. Problema este că în zilele noastre sunt femei care de la distanță par bărbați și bărbați care de la distanță jumijuma. Trăim într-o vreme a masculinizării femeii și a feminizării bărbatului. Asta este un lucru foarte dăunător. Cum trebuie să dăm zeciuiala? Pus într-un plic cu numele sau direct în colectă? Adică fără nume. Eu cred că zeciuiala trebuie dată cu nume. Nu pentru că vrei să te lauzi, că nu te lauzi. Asta ajunge la tasierul bisericii. Dar ca un credincios responsabil trebuie să se știe că îți faci partea și datoria față de Biserica Domnului Isus Hristos. Care este păcatul care duce la moarte? Este un păcat care duce la moarte, nu-i zic să se roage pentru păcatul acesta. Coroborând cu uh, uh, ceea ce spunea Domnul Isus Hristos, hula împotriva Duhului Sfânt, păcatul care nu se iartă nici în veacul acesta, nici în cel viitor, este să privim lucrarea Duhului Sfânt și să o atribuim demonilor. Pentru că ei spuneau că Domnul Isus Hristos face uh, lucrările lui cu Belzebub. Oameni care cunoșteau legea, care cunoșteau profețiile și care știau că Hristos face minuni, care cunoșteau scripturile, știau și unde se va naște Mesia, știau multe lucruri, dar s-au împotrivit în mod intenționat și voit planului lui Dumnezeu. Poate o femeie să meargă să evangelizeze pe străzi? Cu soțul ei, da. Singură, Ce părere aveți despre persoanele care nu citesc în fiecare zi cuvântul și spun că îl iubesc pe Dumnezeu? Este posibil așa ceva? Fiecare este, are un grad de maturitate spirituală în creșterea lui. Este un grafic al creșterii spirituale. Speranța mea este că, și folosesc lucrul ăsta aproape în fiecare predică, pentru că încerc să-i mobilizez pe oameni să facă lucrul ăsta. Mai întâi de milă de silă și formă din plăcere, sperăm. Să se roage o oră pe zi și să citească Biblia o, o oră pe zi. Am să vă spun de ce. La începutul slujirii mele, în urmă cu aproape 40 de ani, au, au început să vină tineri cu dependențe. La început erau de, mai ales dependențe de droguri. Veneau și experimentau cu droguri. Pe urmă și cu imagini obscene, când au apărut computerele personale și uh, am încercat să mă educ. M-am dus și la college, am luat o clasă despre droguri și alcool uh, și am început să le dau sfaturi pentru că totuși există cursuri de psihologie, cursuri de conciliere. Și le-am spus, nu te duce în locuri din astea, pune-te sub supravegherea cuiva, du computerul undeva într-un loc public, în casă, ca să nu stai nesupravegheat. Mă rog. După o vreme veneau și nu erau eliberați. Și am spus, domnule, probabil că e și lor, încăpățânarea lor de a nu asculta de anumite lucruri, dar totuși, care e motivul pentru care aproape nimeni nu venea să-mi spună, frate, am scăpat. Că ei aveau impresia că eu trebuie să mă rog pentru ei și să, în urma rugăciunii mele, ei să fie eliberați. Dar depinde și de ei, că vorbim de responsabilitatea personală. Am început să întreb despre stilul lor de viață. Și am descoperit un lucru. Niciunul dintre cei care veneau să-și mărturisească asemenea stări nu practicau rugăciunea și citirea Scripturii deloc. Să știți că sunt creștini ateizați în biserică, care nu citesc Biblia niciodată și nu se roagă niciodată. Care nu postez niciodată, n-au nicio disciplină spirituală. Vin la biserică, ascultă și ei, poate că anumite predicii, gândile, îi inspiră, le plac, dar trăiesc o viață complet ateizată, fără Dumnezeu. Și am cercetat scripturile și mi-am dat seama că marea majoritate a oamenilor lui Dumnezeu au practicat studierea Scripturii și rugăciunea, comunicarea cu Dumnezeu. De deci ce am ajuns la o oră? Pentru că în Ghețiman Domnul Iisus le-a spus ce o oră n-ați putut să vegeați cu mine în rugăciune, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. O oră de rugăciune pe zi. Și cum scripturile și, și rugăciunea nu s-au certat niciodată, sunt surori foarte bune, m-am gândit că dacă dai o oră pentru rugăciune, dai o oră și pentru cuvânt. Bun. Știți ce am descoperit? În toate cazurile în care cineva a venit și a cerut ajutor să scape de o dependență, de un păcat, dacă au respectat citirea Scripturii și rugăciunea câte o oră pe zi, au scăpat. Prima dată eu îi sfătuiam să practice asta seara, că mă gândeam, domne, să-și facă un bilanț al zilei, să vadă care sunt lucrurile greșite. Și la un moment dat am observat că soția mea citea dimineața Biblia. Și am întrebat o dar tu de ce citești dimineața? Se scula mai devreme cu o oră, până copiii se trezeau, citea o oră Biblia dimineața, se ruga și mi-a zis, zice, pentru că îmi umplu mintea cu scripturile de dimineață să am ce gândi toată ziua. Însă asta m-am gândit, stai mă, că e mai bine, că e preventiv. Când îți umpli capul de scripturi dimineața, toci la ele toată ziua. Asta e în capul tău. Asta începe să se macine acolo. Și recomand oricui să înceapă ziua cu rugăciune și cu scripturi. Poate nu două ore, dar măcar o oră de amândouă și mai las și pentru seara o oră. Și încep și termin ziua cu cuvântul și cu rugăciunea. Și o zi de post pe săptămână, de preferință la începutul săptămânii, pentru ca să îi impui smerenie și respectul lui Adam imediat după ce ai plecat de la biserică. Poate o femeie să se roage pentru cineva care e demonizat? O femeie nu poate să practice rugăciune cu punerea mâinilor, nu poate practica slujbe uh, care se capătă prin ordinare, dar o femeie se poate ruga în biserică, se poate ruga acasă și se poate ruga pentru cineva, dar fără punerea mâinilor și fără, acte de, fără să fie un act de autoritate. Aici trebuie să fim extrem de atenți. Fără ca să arate a act de autoritate. Poate Dumnezeu să-și manifeste darurile printr-o persoană care nu trăiește după cuvânt? În mod normal, nu. Nu văd cum. Unde nu-i roadă, nu sunt daruri. Dumnezeu nu pune daruri și nu pune nici botezul cu Duhul Sfânt într-un vas murdar. Iar dacă cineva păcătuiește și trăiește contrar scripturilor, de aia David când s-a mărturisit s-a rugat, Doamne, nu lua Duhul Tău cel Sfânt de la mine. Dacă un proroc a greșit, cum să fac să-l mai cred când îmi spune un cuvânt zis din partea Domnului? Acum, prorocii nu sunt oameni infailibili, Însă, e o mare diferență între un predicator care interpretează scripturile și le deslușește de la amvon și cineva care spune așa vorbește Domnul. Pe de altă parte, aici trebuie să fim extraordinar de atenți, să nu rostim noi verdicte. Astea sunt judecăți și lucruri care trebuie analizate de oamenii așezați de Dumnezeu în poziții de autoritate. Noi toate prorociile trebuie să le cercetăm și să le analizăm. Și să luăm ce este bun. Întrebarea 15, cred că deja am răspuns la ea. Ce importanță are binecuvântarea părinților în căsnicie? Foarte mare. Acum, am întâlnit cazuri în care părinții sunt absurzi, dar și interzic. Căsătoria între doi tineri, măcar că se iubesc, fără să aibă un motiv în întemeiat, doar pentru că aveau ei alte visuri și alte planuri. Uh, dar astea sunt cazuri, în opinia mea, foarte rare. Uh, eu cred că este bine să ținem cont, în primul rând, de Dumnezeu și, în al doilea rând, de sfatul părinților chiar dacă trebuie să mai așteptați un pic, rugați-vă și puneți un semn înaintea Domnului, Domnul să schimbe inima părinților. Dar nu cred că este bine, pentru că ei vă vor binele. Deci, încă o dată, în afară de faptul că unii părinți au avut ei visurile lor, intențiile lor, planurile lor și fără niciun motiv întemeiat se împotrivesc iubirii între doi tineri. Am întâlnit și cazuri din asta și am stat de vorbă cu părinții dar astea sunt cazuri foarte rare. Am, am să zic că probabil o, dată la 100 de nunți. De obicei, părinții sunt foarte fericiți să scape de voi. Glumesc. <laughs> da, serios. Deci când ai ajuns la o anumită vârstă, ai impresia că un părinte vrea să țină acasă toată viața? e o împlinire pentru un părinte să te vadă căsătorită sau căsătorit. Întrebarea 18. Când a spus că tinerii începând de la vârsta de 14-15 ani îi pot să facă greșeli irreversibile, la ce vă referiți? Păi mă refer la faptul că unii intră în anturajerele, Fac fapte rele, unii chiar comit crime, furturi, rămâne în recordul lor, alții intră pe făgașul promiscuității, au relații imorale, încep să experimenteze și se creează niște probleme de lungă durată. Se vorbește foarte mult despre fiul risipitor. Fiul risipitor este un caz fericit. Un tânăr s-a întors acasă și Dumnezeu e plin de dragoste și primește fiul risipitor când se întorc sincer și își vin în fire. Dar pentru fiecare fiu risipitor care se întoarce, s-ar putea să fie un milion care își frângă tu. Când de la vârsta de 14, 15, 16 ani, intri pe drumul promiscuității, intri pe drumul imoralității, intri pe drumul faptelor rele, murdare, de rușine, în primul rând, îți strigi reputația, toată lumea o să știe că ai fost o poamă rea. În al doilea rând, n-ai garanția că te mai întorci. Ai garanția că dacă te întorci, Domnul te primește. Însă unii alunecă atât de adânc în lucrurile astea încât vreau să vă spun că am fost la înmormântarea câtorva tineri care au murit de overdose. Adică au luat droguri în cantități exagerate și au murit. Pentru că la vârsta de 14, 15, 16 ani au făcut alegeri în direcția asta. 19. Ce puteți spune băieților care forțează nota, insistă? Când o fată le spune nu, du-te acasă. Vata ți-a spus nu. De fapt, dragi băie, hai să vorbim un pic cu băieții. Fiți băieți deștepți. Când o fată îți dă semne că nu e interesată, nu insista. Că n să o convingi doar pentru că insiști mai mult. Eu, de exemplu, am fost un băiat extraordinar de inteligent și ca să văd dacă nevastă mea ar fi fost interesată, m-am dus și am vorbit cu sorsa. Și am zis, auzi, du-te și întreabă pe sorta ce părere are. Că nu am știut dacă o să suporte ego-ul meu de bărbat de 18 ani să fiu refuzat, să-mi zic că nu. Am zis, întreabă așa, după două săptămâni a venit, mi-a spus, zice, a zis da. Aleluia! Ok. Ce sfat aveți pentru fetele care sunt deja la o vârstă mai înaintată și nu și-au găsit încă partenerul? Exact ce spun fetei mele de 40 de ani care nu e căsătorită și unei alte fete de 28 de ani care nu e căsătorită, ieșiți, mă, mai des afară din casă. Mergeți și voi pe unde sunt oamenii. Poate că și biserica ar trebui să creeze un spațiu din când în când pentru tinerii necăsătoriți, să spună, care aveți între și între, aia la biserică, la un ceai. Băieții care au ajuns deja la o vârstă înaintată, și nu sunt încă căsătoriți, înseamnă că au o problemă în căutarea lor? Da. Căutați fetele care au ajuns la o vârstă înaintată și încă nu s-au căsătorit. Însă vă spun eu ce faceți voi, mă, prăpădiților. lor. Voi căutați fete cu șapte, opt ani, zece ani mai tinere ca voi. Și alea nu se uită după voi. Căutați fete de vârsta voastră. Găsiți, că uite, auzi. Avem și de-astea și de -astea. Puteți să dați un sfat celor mai în vârstă, 25 de ani plus, care nu mai vin la tinere din cauza că spun că acolo sunt doar adolescenți, ce ar trebui să facă? Veniți toți, Creați o majoritate acolo, asaltați-i pe ăștia mai tineri, veniți printre ei, nu e niciun necaz. La seara de tineret se poate vorbi și pentru adolescenți, se poate vorbi și pentru tineri, până la urmă vorbim despre viața spirituală, doar și în biserică. Sunteți și voi, sunt și părinții voștri, sunt și bunicii voștri. Eu zic, dacă sunteți necăsătoriți, veniți la tineret. Amen. Este o vârstă minimă pentru o fată sau băiat să se căsătorească? De ce să, oamenii forțează să ne căsătorim când deja trecem de vârsta de 23 de ani? Eu sunt anumite etnii unde sunt situații speciale, dar eu cred că în mediul român penticostal, cu foarte mici excepții, Domne, se iubesc ăștia doi, Romeo și Julieta, nu mai pot, părinții sunt speriați, au 17 ani, da, dau semnătură, numai să nu pățească ceva. Deși cred că n-ar trebui să se întâmple așa ceva, eu cred că de la 18 ani în sus. Mă gândesc. Mă gândesc. Unde este scris că Satan a fost un înger al Domnului, că s-a răzbunat împotriva Domnului? În Ezechiel 14, cred, nu? Isaia 14, pardon, da. Isaia 14. Este adevărat că atunci când dai Duhul Sfânt și botezul în apă, te duci în cer? Da și nu. Trebuie să ne botezăm în apă, că Biblia spune cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Trebuie să primim botezul cu Duhul Sfânt, că e o dovadă de ascultare de Dumnezeu care spune apoi veți primi darul Sfântului Duh, că și făgăduința aceasta este pentru voi. Dar și cine își duce mântuirea până la capă sau cine rabdă până la sfârșit va fi mântuit. Matei 24. Când citim Scriptura, este obligat să avem Capul acoperit. Eu așa recomand. Când ne rugăm, când citim Scriptura, în actele deliberate, devoționale. Uh, cu riscul de a nu acoperi chiar toate întrebările, trebuie să vorbim puțin despre acoperirea capului, pentru ca să nu aveți impresia că am zis că trebuie să vă acoperiți capul de aia pentru că. Și să nu spuneți că nu explicăm. Haideți să mergem puțin la uh, 1 Corinteni. 11. Bun. Dacă puteți să afișați 1 Corinteni 11 de la versetul 4. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul lui. Deci bărbatul trebuie să se roage cu capul descoperit, se închine cu capul descoperit. Din potrivă, Orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă o rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Scuzați-ne, surorilor. De aceea, femeia, din pricina îngerilor, atenție, ne oprim aici, că mulți spun că a fost cultura corintenilor. Nu e din pricina corintenilor, din pricina îngerilor. Știe cineva care e cultura îngerilor? nu-i din pricina culturii corintenilor, din pricina îngerilor. Trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Mai departe, versetul 11. Totuși în Domnul femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri, este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă învață chiar și firea, natura, conștiința proprie, regulile sociale, că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung. Pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoarea capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Ne oprim aici. Ascultați. Pasajul acesta vorbește despre două învelitori. Învelitoarea naturală, care este părul, căci femeii, părul i-a fost dat ca învelitoare. Și învelitoarea adăugată doar pentru prorocie, rugăciune, în general pentru devoțiune intențională. Sunt foarte mulți care spun că femeia trebuie să poarte 24 de ore din 24 capul acoperit, pentru că, Doamne ferește, dacă odată dată uh, zice Doamne ajută și nu are capul acoperit, este un păcat. Acum și bărbatul, când stă și muncește la 20 de grade minus, cum mai e prin anumite locuri, și are cujma pe cap, el ar trebui să nu poarte niciodată capul acoperit, nici măcar iarna, în toiul iernii, când e mai mare geru, pentru că ce se face dacă zice Doamne ajută și are ceva pe cap? Sunt nu trebuie să cădem în absurdități. Aici este vorba de actul deliberat, intenționat, al rugăciunii și al prorociei, al închinării și cu specific în biserică. Sau acasă. Este învelitoarea naturală părul, și este învelitoarea artificială sau adăugată, care este baticul, ceva, care pui pe cap. O șarfă și așa mai departe. O femeie, o femeie nu i se spune, umblați cu părul în buzunar și vi-l puneți, când vă rugați și când vă închinați. Părul ai tot timpul pe cap. Dacă era vorba doar de păr, Apostolul Pavel ar fi spus, nu vă tundeți și nu vă radeți. N-aveți voie să vă tundeți și să vă radeți. Pentru că voi trebuie să aveți părul pe cap atunci când vă rugați și vă închinați. Nu mai trebuie să spună, pentru rugăciune și prorocie și închinare, trebuie să spui ceva pe cap. În al doilea rând, haideți să ne întoarcem puțin la Versetul 5. 1 Corinteni 11 cu 5. Din potrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit. Dacă părul e doar aici, acoperitoarea capului, asta înseamnă că ea s sau s-a ras. Nu? Dacă e vorba doar de păr. Ce înseamnă să aibă capul dezvelit o femeie, dacă nu vorbim de batic, vorbim numai de păr? Înseamnă că e rasă își necinstește capul ei pentru că este ca una care, are ras, care ar fi ras. De nu e rasă, are păr pe cap. Că doar dacă nu și acoperă capul e ca și când ar fi ras. Ia să mergem la versetul următor. Dacă o femeie nu se învelește să se tundă, păi dar e deja tunsă dacă nu se învelește cu păr. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă o rasă, să se învelească. Cu alte cuvinte, e rușine să se tundă, deci are păr. Dacă are păr, să-și pună păr, dacă era să se radă. Vedeți că e logic. Însă hai să întoarcem lucrurile împotriva predicatorilor care spun că e doar cultura corintenilor și că singura învelitoare despre care este vorba aici este părul. Ne întoarcem înapoi la versetul 4, Atenție! Textul nu începe cu femeia, începe cu bărbatul. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinsește capul său. Acum noi nu putem să aplicăm una când e vorba de bărbat și alta când e vorba de femeie. Dacă e vorba doar de păr la femeie, e vorba doar de păr și la bărbat. Predicatorii care predică, femeile nu trebuie să-și acopere capul că e vorba doar de păr, ei sunt greșiți. Problema e că sunt necinstiți. Să se tundă și să se radă zero ei. Pentru că dacă au păr pe cap, ei își necinstesc capul care e Hristos, că au capul acoperit, dacă e vorba doar de păr. Ca să aibă capul descoperit trebuie să se tundă și să se radă. Tot greșiți vor fi, dar măcar vor fi onești. Greșiți, dar cinstiți. Pentru că e vorba și de bărbați și de femei. Mergem mai departe. Ce semnificație are chivotul din Apocalipsa 11 cu 19? Chivotul acolo este biserica Domnului Isus Hristos. Biblia spune în Ieremia că nu le va mai trebui chivot, că nu-l vor mai căuta și că nici nu-și vor mai aduce aminte de el. Ce este chivotul? Este locul unde se poartă mărturia lui Hristos. Citiți în Apocalipsa 12: Ei au purtat mărturia lui Hristos. Și prin mărturia lui Hristos au ajuns în împărăția lui Dumnezeu. Biserica e purtătoarea mărturiei lui Hristos. Uh, 20 na. 28. Nu afișat-o Am înțeles. Nu afișați 28, însă am să dau un răspuns cifrat. Avem voie să venim la biserică atunci când suntem într-un timp mai inconfortabil. E vorba despre... Așa. Eu nu sunt dintre cei care cred că lucrurile trebuie spuse pe șleau mai, cu, mai pe ocolite. În Hristos, în Har, nu există necurății fizice decât prin păcat. Funcțiunile organismului nu îl fac pe un om necurat. Pentru că dacă omul ar fi făcut necurat, zmoare cineva din familie, pui mâna pe el, de exemplu, a murit mama. Normal că ne-am strâns lângă ea, am ținut-o de mână, i-am pus mâna pe frunte și am stat acolo o, o jumătate de oră. După legea veche am fi fost necurați. De legea ceremonială despre care am vorbit. Și toți pe care i-am atins ar fi fost și ei necurați. Deci la funeral, când au dat mâna cu noi 600 de persoane cât au fost la funeral la mama, toți ar fi fost necurați. Aici trebuie să fim atenți. Asta face parte ca și tăierea în prejur din legile rituale și ceremoniale. Atât femeia cât și bărbatul sunt sfințiți prin Hristos și prin Har și prin sângele Domnului Isus Hristos. Singurul care poate produce necurăție în viața omului este păcatul în Har funcțiunile normale ale trupului nu pot produce necurăție. Că de-aia venim la biserică și avem toalete. Acum m-ați înțeles. So, puteți veni la biserică. Trebuie să vă închinați. Dar nimeni nu trebuie să procedeze împotriva încredințării personale. Dacă ai încredințarea că nu trebuie, Păstrează-ți încredințarea și respectă-ți încredințarea. Numai potrivit cuvântul, eu -ți spun că nu ești niciodată necurată sau necurat decât atunci când ai păcătuit. Păcatul produce necurăție. 29. Ce zice aici? Avem voie breton. breton? Perucă? Nu știu de ce. Decât dacă cineva a avut tratament de cancer, a rămas fără păr și pe o perioadă poartă că, na, iese în stradă, merge în public, n-aș fi neapărat împotrivă, dar uh, cel mai frumos e părul tău natural. Nu știu de ce să, să umbl cu peruc. Uh, sau părul să-l ai lung și să iasă în afara baticului, nu? Acum, Doamne, iar dacă iese un centimetru aici, 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 mai. E normal să ieși cu un băiat undeva, să te cuprindă sau să te țină de mână. Și ce trebuie să faci în momentul acela? S-a făcut cald aici. <laughs> oh! Um, ascultați! Până nu te-ai căsătorit, nu ești sigură 100% și nu ești sigur 100% că băiatul ăla va deveni soțul tău. Sau că fata aia va deveni soția ta? Nu știu la voi, sper că nu, dar la noi la nunți era moda asta teribilă a domnișorilor de onoare. Ți-a de domnișor de onoare? Este când mirea sa face prostia să aducă vreo șase-șapte fete mai frumoase ca ea și să facă paradă cu ele prin biserică. Fii fată deșteaptă, domnule, lasă-le pe toate, trimite-le pe toate în bancă, tu ești persoana cea mai importantă în ziua aia. Zei tu competiție cu tine pe vin în biserică. Dar ce făceau? Veneau cu ele de braț. Și duminica asta la o nuntă venea cu una de braț, duminica la altă la nuntă cu alta de braț, ia cu altul de braț și tot așa. Pentru mine, ținerea de braț e un act de intimitate. Pentru că pui mâna sub brațul cuiva și ai acces la pieptul persoanei respective. Că dacă n-ar fi un act de intimitate, ce părere ai ca nevasta ta să țină de braț cu un alt bărbat? Nu e normal. Și așa am apucat în comunitate, așa am văzut, Stăteau unul lângă altul, băiat lângă fată, băiat lângă fată, băiat lângă fată, băiat lângă fată. Ăștia aveau 15, 16, 17, 18 ani. Vă dați seama că în ei se produceau niște explozii chimice imense și erau o atracție extraordinară și stăteau pulpă lângă pulpă foarte aproape unul de altul, se mai atingeau umăr la umăr. Mai... Păi acolo nu se gândeau ei la Domnul sus și la mântuire și la har și la așa. Și întinau serviciul bisericii, serios, întinau biserica prin prezența lor acolo. Și i-am lecuit. Le-am spus, nicio problemă, puteți să aduceți domnișori de onoare, dar umblă unul pe lângă altul cu un metru între ei ca stâlpii de telegraf. Nu se întâlnesc, nu pun mâna unul pe altul, vin așa. Un caragioslâc de, de să te prăpădești. Prima dată mi-au dat Napoleon, știi, veneau așa și așa. Și veneau... Ză... Hai ce ridicol! și fata cu buchetul de flori în mână și de în ea într-o parte, el într-o parte. I-am pus tas fetele pe un rând, băieții pe alt rând. Nu li s-a mai meritat 90% din nunți, acum le facem fără ei. Aleluia! Însă, atingerile aceste intime, produc niște emoții puternice și niște amintiri puternice, niște clișee pe care, fotografii, pe care le așezi în memoria ta. Există o problemă foarte mare în familie, după căsătorie, pe care eu o numesc termen de comparație. Ideal este Că atunci când doi tineri se căsătoresc, în afara unor situații imprevizibile, excepții, și nu discutăm de excepții, că noi nu stabilim principiile pe baza excepțiilor. Ideal este ca băiatul să fie primul bărbat pentru mireasă și mireasa să fie prima fată pentru băiatul respectiv. În engleză noi avem o vorbă. If she's your first, she's gonna be your best. Dacă e prima, va fi cea mai bună. Dacă e primul, va fi cel mai bun. Când e a doua sau a treia, se creează termen de comparații. Pentru că uneori vei scoate din memoria ta imagini. Cu ținut de mâini, cu sărut, cu îmbrățișări și cu alte lucruri de genul ăsta. Și vreau să vă spun că memoriile au, uh, au un talent extraordinar de a se purifica și de a se idealiza. Cine e nevasta ta pentru tine după ce te căstorești? Păi aia cu șorțul, că miroase a ceapă, ține copiii în brațe probabil, pentru mine cele mai sublime amintiri sunt, eram obosit, ca a doua zi mergeam la lucru și mai căscam cât un ochișor. La noi totdeauna era lumină în cameră, era o veoză aprinsă, că aveam copii și trebuia să avem lumină. Și deschideam cât un ochișor și o vedeam pe nevastă mea lungită pe pat, cu un copil pe picioare, când câria mai o mișca un pic, alta sub braț. Și una era într-un crib, într-un pătuț, lângă și din când în când mai mișca. Pătuțul ca să nu plângă. Imagine sublimă. Dar săraca era surmenată, era obosită. N-arăta ca modelele din magazin. Dar pentru mine era cea mai frumoasă imagine. Ei, după ce te căsătorești, nu mai există nimic glamoros, nu mai, când, mai ales când vin copiii. Mai e agitată, mai e supărată, mai are prea multă muncă, a căzut Ionel și a rumâna, îl altul a spart, a scris pe perete, când vii acasă e plină de nervi. Și e foarte important ca mintea ta să fie curată și să nu spui, să nu vină satana să spună întrebarea, oare asta ar fi fost cea mai bună fată pentru tine? pentru că alelalte nu le-ai cunoscut decât în parc, în, acolo unde erau gătite, aranjate, în, format ideal. Când n-ai termen de comparație, e ceva extraordinar. Eu, în sensul pozitiv al cuvântului, este un motiv de mare mândrie să te uiți la soția ta după zeci de ani de căsătorie. Noi am împlinit, am împlinit 40 de ani de căsătorie și să fie singură în universul tău. Să fie singură. N-are nicio competiție, nu există nicio imagine, nu există nicio atingere. Și tu vei spune, păi, bravo, dar uite, cu fata asta mă căsătoresc. Până în ziua anunții nu ești sigur. Și unii nici atunci. Sau da, s-au mai întâmplat surprize. Într-o seara înainte de nuntă am primit vizita părinții cu scrii, hai ce a fost acolo. Cât pe ce să nu se mai căsătoresc. Și întrebarea mea este, de ce să nu faci din luna de miere, și poate mă gândesc din restul vieții, că dragostea nu trebuie să se rezume doar la o lună, de ce să nu faci ceva curat frumos, sublim, să fie primele experiențe, să învățați unul împreună cu celălalt, tandrețea, romantismul, dragostea. Ca mai târziu, când vine fata ta, stimate frate, și spune, m-a invitat George -l. Aude să-l chem pe George, să ascultă, bă, dacă pui mâna pe ea și ai autoritatea morală să faci lucrul ăsta, că dacă nu ești un fățarnic. Și la fel ca mamă, să-i spui, mamă, nu l lăsa păstor. Ține mâna așa și la distanța aia să stea de tine. Dacă așa ai trăit tu, ai autoritatea morală să-i spui fetei tale lucrul ăsta. Pe unde suntem? De la câți ani poți să. Probabil să te căsătorești cu un băiat sau. O să scrii texte, mesaje, să comunici cu un băiat. Au zis, cred că am răspuns foarte clar. Uh, și dacă e una, și dacă e alta. Uh, există o vârstă potrivită pentru toate lucrurile. Dice că fiecare lucru și are vremea lui. Și spune Biblia că nu trebuie să stârnești dragostea înainte să vină Eu Sunt anumite vârste la care băieții cu băieții și fetele cu fetele. Pentru că stârnește anumite emoții înainte de vremea lor potrivită. Deci eu când aud că e băiat de 14-15 ani și are girlfriend, are prietenă, l aș lua de urechi și, și pe părinții lui. Și mai ales pe ei. Nu, ce să cauzi la 14, 15 ani, 13 ani. Ce vă, aștepți 5 ani? Ceva 5 ani. Uh, cred că deja la astea am răspuns. 45. Oare criptomonedele sunt considerate păcat? Numai atunci când predici de la învon despre ele. Am avut o biserică un moment din ăsta și l-am oprit. hai să răspund de la 49, că e interesant. 49. 49. Să ascultăm BBSO. E păcat? <gântu -i> ah. Eu cred în evenimente creștine. Acum, m-am uitat la vreo două secvențe. În general, n-am văzut exagerări. Nu uitați că este vorba de o biserică baptistă care organizează evenimente, aduce tineri de la pentecostal și... Dar pentru că ați spus întrebarea asta, vreau să dau răspuns la... Un aspect legat de concerte de muzică creștină. Nu sunt de acord ca tineri sau artiști necredincioși să cânte cântările noastre pe scenele noastre și la concertele noastre. Există anumite proiecte la ora actuală să ia actori să recite poeziile lui Ioanid în concerte creștine să ia cântăreți din lume cu cerceii până aici și vopsite ca sorcovele și să vină pe scenă și să cânte voia ta de Niculița Moldoveanu. Nu. Neprihăniților le de bine cântarea de laudă. Nu sunt de acord nici cântăreți creștini să cânte pe scenele lumii cântecele lumii. Pe de altă parte, muzica de operă, să știți că nu e neapărat creștină. Muzica de operă doar e un alt stil de muzică, dar poate să fie o piesă. De exemplu, a vrut să vină un mare cântăresc de muzică de operă, chipurile creștini dintr-o familie creștină, să cânte la noi în biserică. Și am spus celui care m-a sunat să aștepte un pic. Am deschis YouTube-ul, am băgat numele cântărețului respectiv, și l-am descoperit cântând pe o scenă de operă o muzică în limba italiană. Am pus titlul piesei și am cerut traducerea în limba engleză. El cânta despre un împărat care a descoperit o licoare vrăjită pe care a dat-o unei prințese sobea și aia s-a îndrăgostit de el. Și acum el cânta cum la noapte o să se întâlnească cu ea și o să fie ceva fantastic. Pare foarte rău, nu-l putem primi. Cântă cântările lumii? N-au nimic de face cu Dumnezeu? Deci cânta pe platformele bisericii. Nu le putem amesteca. Nu putem să slujim la doi stăpâni. Oh, ok... ne uităm pe lista a doua. Ce părere aveți despre instrumentele care se utilizează în biserică? Depinde cum se utilizează. V-am spus mai devreme că tobele, dacă cânți la ele, sunt ok. Dacă le bați și le bați cu violent, nu mai sunt ok. Uh, chitara. Când sunt la o chitară rece frumos, când și la o chitară electrică. Dar dacă încep să cânți la o chitară electrică cu sunete din alea dizonante care arată mai degrabă a pisici trase de coadă, uh, nu îmi place chitara bas. Când la ea frumos și cântă frumos. Dar dacă bagi niște joase din alea care creează niște trepidații pe care le simțim în capul pieptului și începem să tremurăm, deci e vorba de volum, e vorba de stil, e vorba de multe lucruri. Două întrebări aici despre limitele cuplurilor înainte de căsătorie. Ce au voie și ce n-au voie. Sper să mă fi ascultat. La fetele mele le-am spus nimic. Și nu o să pot să vă spun vouă altceva. Vă repet, orice gest de intimitate, ma are voie să-i spună că o iubește, are voie să-i spună că îl iubește. Nu putem împinge lucrurile în absurd. Și eu am spus la nevastă mea că îmi place de ea și că o iubesc. Nu pot să fiu fățarnic. Dar, încă o dată, orice gest de intimitate, la vârsta aia, când suntem extrem de vulnerabili emoțional și când rațiunea este întotdeauna gata să iasă afară din casă, ne punem în pericol, pentru că lucrurile escaladează. Să zicem că ai un an de zile până la căsătorie. Știți că la ora actuală durează aproape un an să pregătești o nuntă. La noi deja au început să se programeze nunțile din toamna viitoare. Ce faci un an de zile? Pentru că fizic, organismul cere o escaladare a relației, a intimității. Cere mai mult. Dacă astăzi te-ai sărutat odată, mâine organismul spune sărut-o de două ori, de trei ori. Spui că vei avea o relație cumpătată. Cumpătată, ce înseamnă asta? Și aici vreau să vă mai spun un concept și pormă închei. Când practicăm abstinența totală, și când practicăm cumpătarea. Biblia, în lucrurile unde se practică, abstinența totală ne ajută. De exemplu, n-ai voie nicio picătură de alcool, pentru că Biblia spune fiți plin de duh și nu de must. Nu există decât o cantitate a plinătății Duhului Sfânt. Plin. Dacă nu ești plin, ești gol. Nimeni nu e pe jumătate, pe sfert, pe trei sferturi plin de Duhul Sfânt. Iar ori, ori, ești ori plin, ori gol. A fi jumate plin e o contradicție de termeni. Ori ești plin, ori ești jumate. O picătură de altceva în viața ta, pentru că tu ești o cantitate limitată. Un spațiu limitat. O picătură de altceva te golește de Duhul Sfânt. O picătură de alcool? Noi avem texte în Biblie care ne ajută să stăm la zero. Dacă acceptăm și hotărâm conducerea Bisericii, domne, am, e voie o picătură? Pe urmă, dumneavoastră, care sunteți foarte inteligenți, veniți și spuneți, <coughs> care e diferența între o picătură și două? Și dacă avem voie o picătură, că așa ați decis voi cu scripturile, unde scrie că e voie doar o picătură și nu, nu, nu avem voie două? Atunci începem să ne punem mâinile în cap, că noi am crezut că îi îmblânzim dacă le dăm voi o picătură. Aceștia, pe urmă, vin și spun că vor două. Și pe urmă, spun, da, de la două la trei. Dar dacă e doar jumătate de pahar, dar dacă e doar un pahar și uite, așa ajungem la sticlă, la damigeană și la butoi. Până la urmă și la robinet. Un alcoolic ajunge alcoolic de la prima picătură, de la prima sorbitură. Nimeni nu ajunge alcoolic dintr-o dată. De la o picătură. La fel cu bijuteriile. A, am acceptat, hai că avem semnul căsătoriei în societatea asta, Everigheta. Pormă s-a transformat în două pe același deget. După care una a părăsit degetul ăsta și s-a dus pe ăsta. Și pe urmă, întrebarea se pune, dacă avem voie una, două, de ce nu? Că asta e pentru logodnă și asta e pentru căsătorie. Păi pentru că te-ai logodit și nu mai ești logodit acum, ești căsătorit. Pune o în vitrină. Da, le pune pe un singur deget. După o vreme, întrebarea se pune, dacă punem pe deget la gât, de ce nu? Ce atârn, în jurul degetului, ori atârni în jurul gâtului, care e problema? Și după aia ajungem la gleznă, ajungem la urechi și vorbim și la nas. Din aproape în aproape. Biblia spune, podoaba voastră să nu fie cea de afară. Biblia ne ajută să stăm la zero. De la unul încolo, nu ne mai ajută, ne lasă de capul nostru. Și cum le dai voie una, cum vor două. Cum le dai voie două, cum vor patru. Iată de ce există un test al abstinenței și al cumpătării. Și acum am să vă spun despre ce vorbesc. Că la noi la biserică am avut întrebări și răspunsuri și unul foarte drăguț. Mi-a scris așa, tata are Rolex de 20.000 de dolari. Aia nu e bijuterie? Dragii mei, eu am un ceas frumos, că l-am luat să-mi placă, că doar nu, l-am luat, am zis, bă, care nu-mi place dintre toate astea? -l A, pe ăla iau. Ăsta costă 140 de dolari. Bă, pot arăta risitul de la Amazon. Eu atâta pot să-mi permit. Ca să pot să iau și lui nevastă mea unul de 300. Un alt frate câștigă jumătate de milion de dolari pe an. Când a venit în America și eu și el purtam Timex de la Walmart de 10 dolari. Era din plastic, dar era lucios. Și eram foarte mândri cu ceasul ăla, că în România majoritatea aveam popeda, alea rusești, care mai mult stăteau decât mergeau. Și trebuia să dai așa cu degetul în el să pornească. El are salariu o jumătate de milion pe an. Și el își cumpără un ceas de 2-3 mii de dolari. Omega Tisot sau așa. Altul e milionar. Și el își ia un Rolex de 20 de dolari. Pentru mine, ceasul ăsta de 150 de dolari e mai scump decât pentru ăla care e multimilionar un ceas de 20 de dolari. Că este o altă balanță a lucrurilor. Întrebarea, eu nu știu ce e în inima lui. E el mândru. Dacă face ca ăla, zice că unul, și-a cumpărat ceas și cizme. Și s-a dus în parc să se întâlnească cu băieții. Și făcea el pe acolo gesturi să așa. Nu observa ăștia că și-a cumpărat și el ceas și cizme. Și la un moment dat s-a enervat că voia să vadă ăștia că și-a luat ceas și cizme. Și zice, Băi, ia, ia stați to to toată lumea să tacă din gură. Uitați-vă bine la mine. Vedeți potaia, câinele la care a luat acolo. Dacă nu taci în 5 minute, când eu îi dau o cizmă, și uite așa le-a arătat că și-a luat cea și cizme. Eu nu știu ce e în inima omului, e mândru, e... s-ar putea ca eu cu ceasul ăsta de 140 de dolari să fiu mai mândru decât ăla cu un ceas de 20.000 de dolari. El își poate permite ăla cum îl pot eu permite pe ăsta. Vorbind de mașini, când am venit în America, am avut un Paniac banevel, un barcă de ea mare de tot, tank de la care plutea. Am dat 500 de dolari pe el, era foarte vechi, era ca o peșteră. Noi eram stalactitele și de sus curgeau fire, erau stalagmitele sau nu știu care, care scare. Uh. Eram foarte mândru de mașina aia. Nimeni nu se atingea de mine. Nu fura nimeni și treceau mașinile la un metru distanță, cumva să mă atingă. Că eu nu aveam nimic de pierdut, nici nu știam să conduc prea bine. Uh, normal că după 2-3-5 ani mi-am cumpărat o mașină mai aranjată. A venit și ziua când mi-am luat și o mașină nouă, că acum sunt și eu mai în vârstă, merg și eu cu o mașină nouă. Nu mai stau după ea să o duc pe la mecanic, sau o întrețin. Atât am pot eu permite. Mie îmi place mașina Volkswagen, că e o mașină de lux fără să fie mașină de lux. Dar avem oameni care au business-uri, au milioane și umblă în Land Rover, umblă în Mercedes, umblă în mașini raportate la nivelul lor. Eu nu știu ce e în inima lor. Poate că eu mă învârt în jurul la Volkswagen mai mândru decât se învârte el în jurul Mercedesului. Că eu dacă l-am luat pe ăsta, 5 ani de zile nu mai pup altul. El mâine își poate cumpăra altul. Nu știm cum funcționează inima și mintea omului, nu putem citi. Întrebarea este despre funcționalitate are ceasul o funcționalitate? Că e de 5 dolari, că e de 100, că e de 1000. Păi, te uiți și vezi cât e ceasul. Are o funcționalitate. Inima o citește Dumnezeu. Are mașina o funcționalitate? Da. Mergi de aici până acolo. Cu o mașină mai bună sau mai puțin bună. Au cercei o funcționalitate? Afară de faptul că ți-e frică că -ți zboară urechile și trebuie să pui greutăți pe ele să le țină în jos. Altfel nu înțeleg ce, care, ce, ce rost au cercei. Hai să zic că dacă ai o verighetă, ești căsătorit și în societatea de azi e funcționalitatea cum e batit cu semnul stăpânirii, verigheta să zicem că ar fi semnul căsătoriei. Hai să o înghițim și pe asta. Mai mănânce o ai un lup. Fain. Cumpătarea însă are loc în lucrurile astea. Pentru că s-ar putea cineva să aibă bani să-și să, cumpără, să cumpere private jet. Chiar trebuie să ajungă acolo? Nu știu. Poate că are nevoie om. Casa pe care o cumpărăm. Hainele pe care le purtăm. Sunt ele sau țin ele de mândrie? Sunt o necesitate. Asta Dumnezeu știe inima fiecăruia. Noi nu putem să facem reguli pe diferențele de conștiință, dar putem să facem reguli acolo unde Scriptura stă cu noi și ne susține la abstinența totală. Cumpătarea este un exercițiu al conștiinței tale personale. Pentru că noi, pentru noi ar fi imposibil să spunem de astăzi înainte, toată lumea își cumpără ceasuri între 100 și 200 de dolari. Nu mai scumpe decât atât. Ar, ar fi absurd. Dar noi vă putem spune, fraților, în tot ce faceți și în tot ce sunteți. Fiți cumpătați și fiți smeriți. Și voi veți interpreta fiecare în categoria lui, devenit în categoria lui de statut social, cum să interpreteze acest lucru. Atenție! Acolo unde în textul despre acoperirea capului spune: Dacă cineva iubește cearta de vorbe, noi nu avem un asemenea obicei. Asta înseamnă, odată ce conducerea bisericii a stabilit o rânduială, pentru că Dumnezeu i-a pus acolo să stabilească o rânduială și să se bazeze și pe călăuzirea Duhului Sfânt și pe experiența practică, biserica trebuie să se încadreze. Dacă ești parte din biserică, trebuie să respecti autoritatea bisericii. Nu să facem certuri, partide, scandaluri pentru subiecte de genul ăsta. Amém.